În această imagine avem câteva manuale cu reguli sportive. Unele dintre ele vă vor șoca prin faptul că sunt mai groase decât manualele de chimie, biologie, astrofizică. Când te gândești că sportul ar trebui să fie simple, mingea trebuie să intre în poartă, nu înțelege aceste reguli. Însă, regulile trebuie să acopere fiecare scenariu posibil. De exemplu, la golf. Ce se întâmplă dacă mingea ta a ajuns într-o coajă de portocală? Trebuie să lovești mingea din coaja de portocală. Ce se întâmplă dacă toți jucătorii de basket s-au faultat? Ce se întâmplă la polo dacă unii jucători sunt dreptași și unii sunt stângaci? Joacă turnir? Toate aceste reguli trebuie discutate. Și începem cu polo. Din 1974 este ilegal să fii jucător de polo dacă ești stângaci. Sau dacă joci cu stânga. Din 1974 trebuie să joci pe dreapta ca să nu adaugi și mai mult risc într-un sport care are loc pe cai și unde ai ciocane mari prin adăugarea elementului de întâlnire din direcții opuse cu ciocanul unul împotriva celuilalt. Baseball. Nu ai voie să prinzi o minge cu șapca, pălăria sau altceva, indiferent de ce vei vedea la televizor, în filme și seriale. Dacă prinzi mingea cu șapca, de exemplu, pierzi punctul, primește 3 puncte echipa adversă. Tot în baseball. Nu ai voie să fii ambidextru. Ei bine, poți să fii ambidextru, să dai cu amândouă mâinile, dar trebuie să semnalezi dinainte de a face lovitura care va fi mâna cu care vei lovi. N-ai voie să te învârți și să dai cu stânga sau să faci vreo mișcare interesantă în mijlocul rândului tău. Dacă ți-ai rănit mâna dreaptă, de exemplu, ai voie să schimbi lovitura cu stânga, însă nu ai voie să revii la mâna dreaptă tot meciul. Scrima. În urma unei semifinale complicate, care a dus la pierderea unei medalii de bronz, o avem pe Shin Aalam, care a câștigat meciul, însă a plecat prea repede de pe teren, în timpul în care ar fi însemnat că a recunoscut înfrângerea. De fapt, ea învingând. A încercat să câștige cazul în instanța judecătorilor sportivi, nu a reușit, a primit un premiu onorariu pe care l-a refuzat. A stat și a plâns pe teren o jumătate de oră faptul că a pierdut medalia de bronz doar pentru că a ieșit de pe teren prea devreme. Echipele de basket de liceu nu au voie în timpul antrenamentului dinaintea meciului, cu 20 de minute mai devreme, să se mai antreneze cu aruncatul la mingii cu dunking. De asemenea, nu au voie să deține sau să consume tabac, să arunce la coș în repetiție deși nu le este rândul, ca încălzire, să încerce tehnici de apărare și să se cațere sau să ridice un coechipier. În 2012, Uniunea de Șah Europeană a introdus regula 13.2, unde femeile jucătoare de șah nu au voie să aibă mai mult de un nasture de la cămașă deschis, au instaurat efectiv o regulă împotriva decolteului. Bărbații au de asemenea reguli. N-ai voie să ai găuri în îmbrăcăminte, n-ai voie să te îmbraci ca pe plajă, nu ai voie să miroși urât. Regula din tenis numărul 26. Întârzirea mingii sau a pălăriei. Dacă în timpul unui meci de tenis îți cade pălăria sau îți cade o minge din buzunar, aceasta este văzută ca și o întârziere. Poți să fii penalizat pentru ea. În același set de reguli a fost penalizată Serena Williams în 2011 când a strigat la adversara ei în timp ce aceasta a încercat să lovească: hai odată! A fost penalizată și nu a acceptat penalizarea foarte demn. N-am mai târziu la un meci între doi bărbați, șapca celui care lovea i-a căzut din cap în timp ce lovea, adversarul său i-a zis că i-a fost distras atenția de pălăria căzând și că trebuie să repete mișcarea, deși după ce s-a uitat din nou la camere, n-ar fi prins mingea aceea nici mort. Jucătorii, desigur, se urau unul pe celălalt, s-au luptat pentru punctul acela, pentru că ar fi reprezentat meciul pentru unul sau încă 2-3 mișcări pentru celălalt, dar s-au împăcat mai ușor decât Serena Williams și au mers mai departe. O regulă enervantă în golf este pe buzele tuturor golferilor, dincolo de ținta vestimentară. Atunci când ți-ai pus mingea în suport, dacă ți-a căzut mingea din suport, cine știe ce motiv, n-ai pus-o bine, n-a fost echilibru bine, n-a stat suportul perfect drept, corectați-mă în secțiunea de comentarii cum se numește teul acela. Colegii îți vor spune, ai o lovitură. Pentru că s-a mișcat, e considerat o lovitură. Majoritatea jucătorilor te vor lăsa în pace, nu vor calcula ca și o lovitură, pentru că nu e profesionist, dar lumea va râde de tine. Totuși, se pare că aceasta a fost regula din totdeauna. Deși jucătorii vor zice că este o lovitură, în realitate, dacă îți cade mingea de pe tine înainte să o lovești, nu se pune punct. Dacă însă te și ridici să o lovești și atunci a căzut înainte să o lovești, deja se consideră punct. Baseball. Dacă o minge ajunge în teritoriul adversarului și lovește cauciucul unde trebuie să lovească, dar după aceea sare în zona de fault, e considerată fault. Asta dacă nu e prinsă de nimeni înainte de a ajunge acolo. Dar dacă o minge lovește o bază și ricoșează în teren de fault, nu e fault. E bună mingea. Basket. În basket ai nevoie de minim 5 jucători
care să poată să joace. Dacă nu mai ai 5 jucători, fie că sunt răniți, fie că au fost dați afară prin fault. E bine, orice jucător care a fost dat afară prin fault poate să se întoarcă înapoi în fault și să joace mai departe, strângând fault după fault, până la 8. La finalul celor 8, echipa în sine începe să strângă puncte de fault. Fotbalul american. În fotbalul american, după ce ai prins o minge, ai voie să încerci să dai gol de exact de unde te afli, fără să începi să alergi înspre poartă. Asta la fotbalul normal și de facultate, dar nu la liceu, din motive. Basket. Spartul patului porții. Dacă te-ai vreodată la basket și ai văzut jucători mari care se atârnă de coșul acela de parcă vor să-l rupă, bine, fac asta pentru că probabil cred că spatele o să țină sau nu știu că dacă se sparge este considerat fault tehnic. Regula a fost instaurată după ce Shaq a spart două porți. În ziua de astăzi, dacă spargi spatele coșului, este văzut ca și o spargere intenționată. Totuși nu te va da afară de pe teren, vei fi văzut doar ca și jucător neprofesionist. Ne întoarcem la golf. Atunci când vezi jucători de golf că merg pe teren, trebuie să știi că aceștia vorbesc probabil de vreme sau de un serial, de vreo carte, pentru că nu au voie să vorbească despre golf, nu au voie să-și dea sfaturi unul altuia despre nimic cu privire la golf. Pot, afaceri, viață personală, nu au voie să discute despre nimic care le-ar putea afecta modul de joc. Hockey. În hockey, mișcarea de a ieși cu portarul în defensivă nu este permisă decât la finalul jocului. Atunci, până și portarul iese, în mare parte din echipa care are puncte mai puține, pentru a încerca, în condițiile în care ei văd oricum că pierd meciul, cumva să bage mai multe goluri, având mai mulți jucători pe teren. Astfel, chiar portarul putând să dea goluri sau putând să ia goluri de la celălalt portar pentru că nu e nimeni în poarta lui. De asemenea, este riscant să faci această mișcare pentru că dacă ai avea deja un punct și nu dai gol cu portarul, pierzi și acel punct. Astfel este totul sau nimic. În fotbalul american-australian există o regulă prin care se poate renumăra numărul jucătorilor de pe teren. Dacă o echipă a reușit să introducă 12 jucători în loc de 11, toate punctele pe care le-au strâns în acel meci până acel moment sunt șterse. Baseball. Dacă o minge aruncată se prinde în ceva, cum ar fi masca prinzătorului, mingea este pierdută, toată lumea avansează cu o bază. Dacă o minge pierdută, afară, se blochează în ceva, e oricum foul. Nu se mută nimeni nicăieri. În basket există cifrele 0 și 0-0, dar nu ai voie să ai în aceeași echipă un jucător cu 0 și altul cu 0-0. Asta dintr-o regulă simplă, atunci când un jucător ar face fault, arbitrul ar fi prea complicat să arate pe tablă 0 și 0-0 fără să se creeze confuzie. Tot la fotbalul american, nu ai voie să deții mai mult de o echipă de fotbal american. Poți totuși să deții acea echipă prin alte rude. Iar la hockey există 3 feluri de a termina meciul. Câștigare, pierdere sau pierdere în prelungiri. În prelungiri, dacă ajungi, echipa care pierde primește standard un punct, cum am zis mai devreme. Ca să fie mai aproape de a avea o șansă de a câștiga, era mai simplu dacă doar câștigau și pierdeau. La hockey, portarul nu are voie să iasă din poartă, sau poate să iasă din poartă, dar nu are voie în spatele porții să atingă pucul. Dacă ar vrea să se riște, ar trebui să fie treaba lui, pierde punctul sau nu, dar nu are voie. La fel la baseball, ai voie să îi dai mingea în loc să îi lovești mingea celui care o prinde. Offside-ul în fotbalul normal. Unii o numesc cea mai mare catastrofă care se poate întâmpla în fotbal, dacă nu în sport în general. Offside-ul n-ar trebui să fie penalizat pentru simplu fapt că îți place să alergi una într-una pe teren și ai ajuns singur dincolo de liniile adversarului, n-ar trebui să se taie ocazia de a da gol. Dar dacă ești în offside și nu sunt destui jucători unde ar trebui să fie, nu poți să lovești mingea. În tenis, deși ai atleți și profesioniști, indiferent de nivelul pe care îl are jucătorul, că este pe terenul din spatele școlii sau la Wimbledon, dacă acesta, dintr-un motiv sau altul, a lovit plasa la prima lovitură, nu pierde niciun punct. Îi se dă voie să lovească din nou, în ciuda faptului că ar trebui să știe mai bine de atât. Ca o paralelă ciudată cu fotbalul american, în tenis, antrenorul nu are voie să-i spună nimic, să nu-i facă niciun semn, nu are voie să-l antreneze efectiv pe jucător pe teren. În fotbalul american, antrenorul asta face mereu, dincolo de semne și strigat, există căști
și stații de mise recepție cu care îi transmite echipei ce trebuie să facă. În golf ai voie să pierzi un punct ca și penalitate dacă ai aruncat mingea în gura unui crocodil. Lumesc, dacă s-a dus într-o zonă în care pur și simplu nu ai putea să o scoți sau ar trebui să-ți iei echipament de scufundări ca să scoți mingea, așa cum se vede în unele filme și seriale comedie. În basket, atunci când un jucător își bagă gol din greșeală, cel mai apropiat membru al echipei adverse este cel căruia îi se atribuie golul. Nu se atribuie echipei în general, ci se spune că el a pus golul. Tot în fotbalul normal, nu este permis nici un ceas în preajma terenului de fotbal. Ar fi util, poate jucătorii s-ar mișca mai rapid atunci când ar ști că se apropie de final, dar nu. La baseball, nu doar jucătorii trebuie să poarte uniforma oficială, ci și antrenorii, față de alte sporturi unde nu se întâmplă treaba asta. Iar în golf, lumea trebuie să fie tăcută, audiența. Și tot în golf, dacă nu ți-ai semnat hârtia de scor, îți pierzi toate punctele pentru că ești descalificat. Dacă în timpul unei curse de alergat îți dai jos tricoul, ești descalificat. Dacă un cal care sare are vreo rană la picior, e descalificat, pentru că se pare că aceștia pot să sară mai bine și mai tare dacă au o rană la picioare. La fotbal, cartonașul roșu poate să fie dat nu doar rapid pe teren, ci chiar și înainte de a începe meciul. Dacă un jucător se comportă neprofesionist, nici nu mai intră în meci. Acest lucru se poate întâmpla dacă jucătorul agasează fizic sau verbal un alt jucător din echipa adversă în timpul încălzirilor chiar și nu mai joacă. Regula 13.3 din regulamentul de golf spune că un jucător nu are voie să își pregătească lovitura. Te-ai ridicat, ai lovit și gata. Această regulă se aplică și asupra așezării unui prosop pe jos dacă trebuie să stai în genunchi și să lovești o minge. În 1987, un jucător profesionist a pierdut punctul și meciul pentru că a uitat această regulă. S-a așezat în genunchi pe un prosop și asta însemna că și-a pregătit lovitura, după care a lovit. Și cu această ultimă regulă ciudată din golf, spuneți în secțiunea de comentarii care sunt cele mai ciudate reguli din sporturile voastre preferate și eventual care sunt sporturile preferate. Nu uitați de share, like și abonare, le mulțumesc Patreonilor, membrilor, celor care au YouTube Premium și celor care se uită la reclame în mod normal. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mereu!